Bună ziua, dragi trader! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la un nou webinar organizat, ca de obicei, sub egida Admiral Markets. Sunt Liviu Moldovan, ca de obicei, alături de mine, l-am în această zi pe Dorin Roșu, colegul meu, de la celălalt capăt al wireless-ului. Împreună vom încerca să deselenim ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și eventual ce ar putea să se întâmple în piețele financiare, mai ales în siajul unui raport macroeconomic extrem de important, care a ieșit foarte bun, neașteptat de bun, neașteptat de către majoritatea participanților la piață, care au avut o reacție de asemenea neașteptată. Cel puțin pentru moment. O să le detaliem pe toate. Așa cum spuneam, bun venit, Dorin. Bine, ce zici de săptămâna asta nebună? E de înțeles la câte aspecte fundamentale au fost. Era, să zicem așa, de așteptat să fie foarte, foarte agitată. Sau agitate piețele, chiar... genere. Joi, când am vorbit la emisiune la Canal 33, parcă nu erai atât de încrezător că va fi o, să spunem, nebuneală pe final de săptămână, odată cu publicarea raportului NFP. Da. Ce te-a făcut să te sucești? Păi nu știu, doamne, valorile m-au făcut să mă sucesc. Ah. Da, valoarea mea, da, era un... Bine, păi să vedem. Dacă tot lăudăm atât de mult piețele, măcar să le, să le prezentăm, da? Să le punem față în față cu traderii. Așa. Pe zero, practic, Dow Jones și S&P 500, o ușoară scădere pentru la închiderea sesiunii de vineri, da? Pentru Nasdaq, pentru ambii indici Nasdaq, cu un VIX ușor în scădere, un indice VIX ușor în scădere și el revenind la valori ceva mai umane, 21 de puncte, după, să spunem, o revenire pe final de sesiune, minimele fiind sensibil mai jos, o să ne arate pe grafic Dorin. Avem pentru Europa de asemenea o închidere roșie. Păi sta, dar parcă erau datele bune. Da, au fost date bune, dar uite, ăștia sunt înroșiseră cu toții. Dolarul în creștere e singurul care a făcut logică din chestia asta sau s-a comportat logic, cel puțin la prima vedere. Dolarul în creștere față de moneda unică europeană, cu 0,6%, în creștere față de lira sterlină cu 0,7%, în creștere față de yen cu 1,5% și tot așa pe medie 0,8% pentru dolar index, multicel, aproape 1% creștere pentru o monedă precum e dolarul. Și dacă tot vorbeam despre acel set de date macroeconomice, hai să-l rezolvăm din prima. Unemployment rate 3,5% pentru luna iulie, în scădere față de luna precedentă 3,6% și tot 3,6% cât erau estimările. Ok, decimale, da, rotunjiri, 3,5-3,6, ce e așa? Păi nu, că e minimum. De după perioada de acum 14 ani de la apogeul crizei financiare, crizei Lehman Brothers, este minimul acestui indicator și a mai fost atins 2017-2018, oricum, înainte de pandemie. 528.000 de locuri de muncă pe care economia Statelor Unite le-a creat în luna iulie. Peste jumătate de milion. 400.000 valoarea revizuită a lunii trecute, da? Deci pentru iunie,
250.000 estimările analiștilor. Păi mai mult decât dublu. Ok. Astea sunt veștile bune. Economia Statelor Unite se dovedește rezilientă în ceea ce privește, sau cu tot contextul acesta geopolitic, tot ce vreți, inflaționist, 8 și ceva la sută inflație în Statele Unite. Săptămâna următoare o să vedem datele proaspete. Federal Reserve în ridicare agresivă a dobânzii de referință pentru dolar, consumator care teoretic ar fi trebuit să se teamă, nu? Nu s-a temut. A cumpărat, a consumat. Stres. Exporturi care s-au comportat bine. Ne aducem aminte că n-am avut o scădere fantastică a deficitului balanței comerciale, nu? Deci exporturi care s-au situat la valori bune chiar în condițiile în care dolarul n-a mai fost aici de la 1,01. Deci asta este climatul macroeconomic, cu tot cu Federal Reserve care, repet, ridică agresiv și totuși piețele n-au primit cu bucurie, cel puțin inițial, pe ideea că, da, bun, date bune. Păi și ce o să facă Jerome Powell? O să ridice în continuare dobânzi. Nu ne convine. Bang, roșu. După care le mai veni minte la cap. Și sper să le vină și în săptămânile următoare. În mod normal, pe termen lung, pe tine nu trebuie să te intereseze ce face Fed-ul. Și felul cum performează economia, recte companiile. Mm-hmm. Cui îi pasă dacă Fed ridică dobânda la 20%, având o inflație de 25%, da, să zicem, inventez un exemplu, și companiile sunt la fel, cel puțin la fel de profitabile și merg la fel de bine ca până în prezent. Cui îi pasă de dobânda aia? Care e problema? Tu investești în niște companii, îți asigură un dividend cu tare, cu tare. Un dividend evident în creștere, de la an la an, cel puțin cu rata inflației, astfel încât să păstreze dividend yield și tare. Bun, da. Și acum, grafice de la Dorin, până pe final, era să zic final de emisiune, mă scuzați, final de webinar, când o să vedem datele pentru... la ce să ne așteptăm săptămâna viitoare? Dorin? Euro-USD, cum spuneam, data trecută și de asemenea în cadrul emisiunii, că s-ar putea să observăm evoluția în sensul unei faze de consolidare și după o încercare de rotire în această zonă. Ne-a dorit, te rog. Ce? Folosește termenii corecți, adecvați. Așa. Și avem doi la dispoziție. O fază de bălângăneală. Te aduce aminte de webinarul trecut, da? Da, fai ce mi-a spus. Așa. Așa și formațiunea de tip calorifer. Așa, deci, da. Te rog, deci da, analiză tehnică, nu ne jucăm aici. Reluând, deci am avut o rotire aici. Investitorii asta așteaptă de la noi. Corect. Calorifer, da, mă rog. Da. Nu acum, la iarnă, da? Sperăm exact. Să facem un parteneriat cu Primăria Capitalei, cu domnul Nicușor Dan, să putem umple cu ceva caloriferele. Păi, da. Păi știi cum e, iarna, da, vara sanie și ne pregătim. Da, și ce o să vină primarul și... să ne spună, bă, nu vă dau căldură. Ce naiba, iarna, gospodarul își pune aer condiționat. Nu? Corect. Și că, da, să vă dau, de ce să vă dau căldură? Păi nu vă dau caloriferul, vezi să și încălzească, pe la anul se și încălzește. Acum așa, păi, da, noi, la anul vreau caloriferul, vă dau apă caldă. Vă descurcați cu ea, nu știu, o țineți până ligheane. Da. Așa. Bine. Deci, formațiune, deci avem... alege tu tipul. Păi asta spuneam, că prețul s-a rotit aici și în loc să profite să crească, exact, a început să se... sau a continuat bălângăneala și, practic, se continuă formarea acestui calorifer, acestei consolidări. Din nou, după o revenire din acest minim, da, a urmat o aprecieri, iar toată pălângâneala, consolidarea, se găsește înaintea unui
ușoare faze de creștere. De aceea m-aș aștepta să urmeze totuși o altă fază de creștere care, cum spuneam, fie va valida rezistența formată din linia superioară a canalului descendent, nivelul 61,8 și nivelul tehnic din aceea zonă, fie va străpunge și își va continua aprecierea până în următoarea țintă, maximul precedent. Cam așa aș vedea lucrurile. Din nou, ce trebuie să precizăm? Ceea ce vedeți aici, ceea ce, dragi urmăritori, dar ceea ce explic eu și colegul meu, Liviu, sunt doar idei, sunt cel puțin eu ce explic, da? Punem în practică teoria, la fel, Liviu, fundamental, la fel, explică niște lucruri, deci e doar o discuție, doar o exemplificare, nu considerați aceste webinare și tot ceea ce se discută în cadrul lor, drept indicații, sfaturi de investiții, de tranzacționare, ponturi și așa mai departe. Da? Dar, din punct de vedere tehnic, din nou corect, aș vrea să vă prețul revizitând această zonă și fie se hotărăsc să o confirme și atunci să meargă pe o nouă fază de descreștere, descădere sau consolidarea aceasta să fie adunat suficientă energie astfel încât atunci când sau dacă va urma aprecierea, să reușească străpungerea care să țintească, așa cum spuneam, acest maxim precedent. Liviu, cine să Pe fie? weekly puțin ne putem uita, te rog. Weekly, da, desigur. Cam așa arată, da, nici pe weekly, iată, sunt niște codițe, da, corpul pe scădere, codițele destul de lungi, dar A respectat frumos tehnicul aici cu figura. Dar Bun. nu este neapărat o direcție. Conștiincioasă, serioasă, cu minte, nu? Această formațiune. Adică. Next. Nasdaq, ăsta a fost cel mai lovit în sesiunea de vineri. În Q100, da. Pune un M5, te rog. Să-l vedem în... Aha! E o bară mai lungă aici, după aceea s-au scurtat. Da. Ce a fost o încercare puternică de revenire. După Da, care, s-au mai țac, dus țac, odată. țac, 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 au venit Și urși, acum mulți și mici, și ursuleți. au că taurii din trei lumânări au rezolvat rebound-ul, dar după aia au trebuit o armată de ursuleți ca să stabilească un nou minim, după care. Nu știu, au căzut la pace. Nu știu, au Da, făcut. cumva. Cumva. Da. S-au înțeles. Este cam fotbalul românesc. Nu vreau să insinuez nimic, dar știți că să mai erau niște meciuri aranjate, da. Glumesc, Ups. nu. Desigur. Bun, păi na, Ce face și avem procesul acolo? etapei, dacă... Galfin, negru, cu o lumânare în jos, Da, e o cu încercare, minim dar adânc. nu e un engulfing din acela full option, să spun așa, dar să fie întru totul, complet. Pentru că s-a închis undeva pe la jumătatea lumânării, da? Și vreau să văd engulfingul, o lumânare puternică de engulfing, iată ca aici, deși aici e partea unei alte formațiuni, în fine, Acolo nu e doar un engulfing, e da. Da, e free method, da, în fine. Această lumânare albă s-a închis în treimea superioară a întregii amplitudini în care a oscilat. Aici ce vedem? Că e undeva pe la jumătate, că poate puțin mai jos de jumătate, dar oricum a avut loc o respingere, da, din minim. Așa că nu m-ar mira să fie invalidat. Din nou, nu se înțelege că e un semnal, dar Dacă, nu m-ar mira să fie în invalidat. opinia mea, dacă s-ar fi terminat cu o lumânare deschisă, deci pe creștere, ar fi arătat altfel. Aha, Și corect. parcă, nu știu ce să zic, ochiometric, nasometric, da? Așa. Băi, a încercat, urși au încercat acolo să cucerească teren, au împins minimul sesiunii destul de adânc. A urmat o încercare de rebound semi-reușită
Da. N-a terminat pe plus. Am scăpat de minimul ăla, dar tot pe minus. Adică, scârțită treaba, cam chinuită. Forțat așa un pic, Da, da. nu prea. Consolidare și după aia să vedem. Adică nu mi se Cred că pare se că această reverte. cotație are avânt, după cum arată, și să zic, băi, de acum încă vreo două, trei lumânări deschise. Nu prea. Nu. Nu e o recomandare, nu e un sfat, nu, vă dați seama. A repetat și Dorin, dar parcă așa îmi apare mie. Da, într-adevăr, nu N-aș se intra vede. long acum, da? Nu se vede exact energia Însă de aș fi creștere. foarte tentat. Așa? Remarcați condiționalul optativ. Aș fi foarte tentat în acest climat, dacă se păstrează în continuare acest climat, să-mi închid din pozițiile long, în situația în care aș fi avut poziții long pe Nasdaq. Aș fi tentat în situația respectivă să take profit. Păi, da, exact, bine. Nu Bine long, nu punctat. short, nu. Dacă am închid o parte din ele, luăm niște bani acasă. Și restul mai vedem ce fac ei. Vedem noi, da. Exact. Espe. Exact. După. Ce mai vreau să adaug exact? S-ar putea să vedem o consolidare, cum a fost aici după aceea o altă țâșneală, dar oricum, apropo de climat, că asta să subliniam, ca să zic așa, că deja linia asta care subliniază prețul, atâta timp cât prețul se găsește deasupra linii, respectiv în această fază, tendința ascendentă, șansele sunt ca ceea ce urmează, din nou fără a fi o sfare tranzacționare, să fie tot o creștere, dar după probabil ceva retrageri, după ce prețul din nou validează, poate Aha. dublu suport format din Da, această da, nivel și linie. da. De Și mai acord. vedem de Acum acolo. văd. Te rog. Upgradează linia de trend crescător. Te rog. Păi cum să mai am datez? Așa sau cum? Upgradează. Nu, nu, nu. A. Mai fă una. Ia mai fă una paralelă. Canalul, zici tu. E? Ia să vedem. Opa. Păi nu, 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 și Așa. te duci, mergi în jos, în jos, până acolo. Așa, Până aici. așa, Da, asta voiam, asta voiam, asta voiam. așa. Ia să Bine, vedem și-l doar mai... să o șterp asta un Bre, nu pic, e știi? bine. Nu e bine, bre, Hai da. că Am îl zis. făcurăm bine acum, bravo, domnule. Păi știu că am vrut să șterg linia de sub ca să fie Da, curat da, și da. frumos. Că să-ți faci loc Așa. să poți... Așa, da. Ha-ha. Deci, o dai mai jos pe cea superioară, cumva, un pic, da? Așa ceva. Așa cumva, da, ceva de genul, dar ne imaginăm. E un canal ascendent acolo și suntem pe treacina superioară, da, să zic, da. Exact. Suntem Și cumva exact cum ai antigravitațional. spus și tu, da, domnule, o ușoară corecție sau eventual consolidare și după aia încă ne păstrăm în canal. Suport deosebit de important, încă dacă ne situăm deasupra lui. Și automat, pe cale de consecință, în cadrul canalului proaspăt desenat, la 12.900, cât e acolo? Aproape 13.000 de puncte. Aia e zona de urmări. Bun. SP-ul. La fel, SP-ul dar acolo, că e la fel. asemănător în principiu. Da, aici putem Ma că a spune început că consolidarea el. exact. Și fiind deasupra lui Fibonacci 38,2, parcă ar cam vrea să-l confirme și cam aceeași poveste, E la să fel, da. continue aprecierea. Who's next? Next, who do you wanna be? Păi, mai avem gol și asta să lăsăm la urmă, să vedem ce mai găsim, să zicem Ce despre el. uleiul, nu? Hai la Da. daxometru. A, daxometru, corect, domne, corect. Bun. Săracul. Da. Da, te las pe tine, că tu ești Dar las curon. că... Mulțumesc, aveți că mi-a pus Fibonacciu verde special. Pe indice, cel puțin. Bine, Păi și în da, rest. că respinge din el, na. Oh, bun. Aici foarte interesant, iată, da, cum s-a respectat nivelul de 50. A fost
parțial rezistență, dar după aceea prețul a reușit să-l străpungă, s-a oprit foarte aproape de următorul și a respins din nou. Istoria se repetă, cam ce am văzut aici, vedem aici, da? S-a oprit următorul nivel, aici, așa cum a făcut aici, se retrage, se retrage și poate acest 50 va servi de suport în continuare, permițând, prin urmare, depășirea lui 61,8 cu ținte în zona maximului precedent. Bineînțeles, și aici vedem că e cumva o ceva de creștere, da? Sunt maxime în creștere și minime la fel în creștere. Deci, deocamdată, dacă lucrurile nu se schimbă, direcția, da, inerția, să spun așa, ar trebui să ducă prețul în zona maximului precedent. Dacă, în schimb, prețul revine sub nivelul de 50 Fibonacci, atunci s-ar putea să avem o încetinire sau o consolidare care s-ar putea extinde până în 31,2, maxim până la 23,6 și ar urma un soi de flat de acest gen. Dacă, în schimb, cedează și acest nivel, deși n-am vrea, am spus la mai glumă, mai serios, că prefer să văd indicii cum cresc, că de-aia sunt indici, dar dacă acest nivel cedează, atunci ar putea să intrăm într-o altă fază de scădere și toată aprecierea de ei să fie practic, toată munca talerilor să fie șteasă, să fie invalidată. Prefer Dar indicii să fie pe verde. pe creștere, da, așa e frumos. Să vezi cum Când tu cresc. ești roșu, Dorin roșu. Acum am și eu punctele mele slabe. Na. Asta e Noi cam n-am văzut mai devreme. Și eu am avut da? o constatare, da? Nu, nu, nu. Zi, Povestești tu na. sau povestesc Nu, eu? zi tu, te rog, nu-ți răpesc. Nu, te rog, te rog, te rog. Ce cămașă avea Dorin pe el? O Ce cămașă cămă? albă, frumoasă, mânecă scurtă, că e cald afară, cu niște dungulițe. Nu era scurt, era cu mânecă lungă, dar rulate mânecile. Era cu Rulată, mânecile. bun. Cu niște dungulițe. Suflecat. Ce culori erau, de ce culori erau dungulițele? Păi, o dunguriță era neagră, cum ar fi, Așa, și uite, de una exemplu, roșie. și Ce una lipsea roșie. de aici? Culoarea Dar verde. am pus pe grafic. Deci, ce să vă mai zic? Da, Eu aveam un e tricou neutru, da? Pe albastru. adevărat, adevărat, adevărat. Da. Precum această Așa linie de tren că, care a fost deci, opusă. domne, noi vrem Asta indicii spune pe tot. verde. E, lăsați, că nu. Ce doar vorbeci ca azi, pretexte, zice și Ah, el așa. da. Da. Bine, am O să... făcut daxometru. Hai să lăsăm Goldeanu la urmă, că sunt foarte curios să ne uităm la crudoil. Așa, el, acest crudoil arată foarte bine, dacă vrem să scoatem mașina, trebuie să fac gluma asta cu mașina din parcare, adică da. Acum, într-adevăr, s-a Păi nu, oprit. chiar ai făcut-o astăzi, Exact. motiv A, pentru care da, îți corect. mulțumesc încă o dată. Cu drag, cu drag. Te vezi, dau din cap. Da, păcat că nu se vede, da. Da. Și, păi dacă, nu scădea, nu o scotea, mergeam cu, nu știu, cu Uber. Bun. E, acum, prețul pare că s-a oprit, da? Apropo de, așa, a pierdut momentum. Undeva, iată, într-o zonă și înaintea unui nivel destul de important. Desigur, e prematur să, acum, mai în glumă, mai serios, clar, am vrea să scadă cădere, da? Dar dacă este să gândim situația, să o privim din perspectivă tehnică, aici este un suport. Prin urmare, variantele ar fi ori să vedem o consolidare, da? Prețul să-și strângă, sau, mă rog, urși cel puțin să-și strângă, da? Să adune curaj, pună toate forțele cap la cap, să zică, domne, gata, acum, și după aceea să vedem o Să străpungere, mai mănânce niște miere, să prindă putere, vrei tu să spui? spanac, exact, așa. Nu, căutam o altă metaforă, dar nu găseam ceva în momentul respectiv. Așa. Și să vedem cum prețul continuă scăderea și rămâne în cadrul În canalului cadru, descendent, da. care vedem aici. A făcut o străpungere falsă, ceea ce e un Da, dar scandal. avem suportul 84, mă rog, sunt multe. Știu, da. Oricum e Faptul bine că. că a străpuns, a validat a N-a oară,
Așa. Dar suportul de la 92, cât e acolo? 3 aici, 3, 93, 3. 23. A stat un pic pe el și după aia zdrang. I-a dat două negre acolo. Pe asta zic, au zis sus și Asta este gata, acum suntem îmbucurător. gata, bun. Și vreau să contextualizez puțin, că nu mai avem foarte mult minut. Te Nu rog. mai avem foarte multe minute. Sună bine, mai avem un minut, pa. O nouă, așa, Lasă că zi. te mai țin. Lasă, dai că mai stăm un pic. Vreau să contextualizăm puțin și să strângem, să dai un pic zoom out și apoi să mergem pe weekly. Deci lupă cu minus. Na. Da. Și pe weekly, Nu, uite-l nu, pe nu, nu. weekly. Lasă pe daily un pic și după aia. Așa, lasă. Pe unde suntem noi acum? Unde acasă? Unde suntem? Păi suntem... Da, bun asta, știu, știu. Ajută, ajută. Normal, mai știu unde ești, ai făcut, da. Canivel. Suntem deasupra unui nivel La nivelul important. din Din... ianuarie. Da. Corect. Înainte de Stai aici. momentul 24 februarie, când Ruzia a invadat Ucraina. Și iată ce s-a întâmplat. Ba. Aha. Bun. Aha. Deci am revenit cu cotația acestei materii prime la nivelul pre-război. Creșterea pe care am văzut-o în decembrie și ianuarie era sau a fost punerea în preț a eventualității izbucnirii unui război. Cotația barilului de țiței a crescut în paralel cu cotația la gaze naturale, știm bine, cu Ruzia, care a început să închidă robinetul, a forțat Germania, a împiedicat Germania să își completeze rezerva de gaze naturale, pentru că prin conductele Nord Stream nu au mai, conducta Nord Stream 1, nu, rușii nu au mai trimis gaze, rușii sau nemții erau ofticați și nu dădeau drumul la Nord Stream 2, n-au mai dat drumul nici până acum și foarte bine, pe aia, oricum mai bine nu mai construiau deloc, în fine. Deci am revenit cu prețul acestei materii prime ca la nivelul pre-război. Și am mai văzut multe lucruri de acest gen similare pe alte cotații. Poate săptămâna viitoare o să ne uităm pe ele, la alte materii prime, agricole, la diverse alte metale, lucruri de acest gen. Da? Desigur. Și acum, că aici lucrurile sunt destul de simple, nu mai avem nici foarte mult timp. Hai să mergem la Goldeanu. Te rog. Ia uite ce a făcut, tocmai a trecut rezistența și Aha. caută suport aici și Aha. poate va reuși, are ocazia practic să crească până în această zonă. Dacă se întoarce repede sub nivel, atunci putem spune că a fost o străpungere falsă și o să vedem minimul precedent revizitat. Ok. Cam asta ar fi pe scurt. Strângem graficul. Îl strângem. Unde suntem ca nivel? Aha! Păi în august am fost aici, în septembrie am fost aici, în octombrie, noiembrie, tra-la-la, li-li-li. Nu? Spike-ul cu războiul și înapoi. Da? Deci uite Da, încă o e nou. commodity, să spunem. Și asta mi-aduce aminte de o prostie vehiculată mult timp în spațiu public, inclusiv reclame la televizor cu, domne, puteți tranzacționa comodități. Haiți, ce sale? Comodități. Ia uite. Bine, comodități înseamnă comodități. Da, Bine. ești comod. Ești comod când Da, tranzezi sigur, comodități. limba română, trăiască. În fine, bun. Am terminat și cu răutăcismele, ca să inventez eu un alt termen în limba română. Da.
Bine. Ok. Hai să facem săptămâna viitoare o chestie despre comodități. Da? În ghilimele. Facem. Hai O să fim foarte să te comozi și să pregătesc eu niște facem grafice, văd eu. Nu știu, comodități. o gândim cumva, poate, dacă nu apare ceva deosebit, sau poate nu devenim noi prea comoditanți sau comoditați. Comoditate, cred că sună mai bine. Da, da, Comoditate. da. Adică dacă nu ni se face lene, o să. Concluziile. Da. Și că da, trebuia să pregătim niște Dar grafici, nu am niște... mai avut chef, că e cald Da. acum. Bine. Bun. Iau eu ecranul. Te rog. Iau ecranul înapoi. Ia Îndată. ecranul înapoi. Dăm Confirm că se ghildele vede. înapoi. Dăm banii înapoi. Da. Bine. Dăm cotația înapoi. Ce e cu stop loss-ul ăla? O, Ia. da. Ce avem? O să avem. Miercuri. Rata inflației în Statele Unite. 9,1%, 8,7% valoarea consensuală, să spunem, estimare 9,1% valoarea precedentă. Deci era 8 și ceva, era 9,1%. Am avut eu atunci un mic dubiu, am zis, dacă mă ajută memoria, dacă reține o corect, uite că e un pic mai mare, da? Pe partea de core, 5,9%, ușoară creștere se estimează. Aici e un pic ciudată că a fost 9,1% și scade pe consensul la 8,7%, din coace crește cu. Adică efectele de rundă a doua să fie mai puternice decât efectele primare. Bun. Mergem mai departe. O să vedem Producer Price Index în ziua următoare, joi. Important, dar piața se uită mai puțin la PPI. CPI-ul este important. Important. Dacă se va păstra în siajul, dacă vreți, al datelor bune despre șomaj, pe care le-am văzut, dacă se va păstra această creștere de la 51,5 la 52,2 puncte pentru consumer sentiment. Valoarea preliminară pentru august a indicator elaborat de Universitatea din Michigan. Asta e vineri la ora 5. Ceea ce ne va spune, ne va confirma moodul, să spunem, al consumatorului, o componentă importantă a economiei americane. În regulă, Dorin, mulțumesc frumos de tot. Mulțumesc și Oliviu. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, dacă nu vom fi prea comoditați. O să ne uităm, să vedem dinamica și o să analizăm, o să interpretăm ce se întâmplă cu materiile prime. Mulțumesc frumos, Dorin, încă o dată. Vă mulțumesc și Mulțumesc dumneavoastră, și eu. doamnelor și domnilor, pentru faptul că ne urmăriți în continuare și ne veți urmări și de acum încolo. Vă invit din nou să faceți comentarii, să postați întrebări, fie pe canalul de YouTube, fie pe pagina mea de Facebook, unde pun linkul aferent acestui webinar. Mulțumesc încă o dată, sunt Liviu Moldovan, toate cele bune, o săptămână cât mai profitabilă, ne reîntâlnim data viitoare.